Ediția cu numărul 26 a campaniei Sănătate pentru Sate a avut loc ieri în localitatea Cocorăștii Misli, județul Prahova. 30 de voluntari de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului au oferit în cadrul acestui program consultații gratuite pe diverse specializări, între acestea endocrinologie, diabet, boli de nutriție, psihiatrie, kinetoterapie, pediatrie, medicină internă și cardiologie. La această ediție, peste 100 de persoane au beneficiat de asistență gratuită, dar și de pachete cu produse de igienă personală oferite de Carrefour România, partenerul oficial al campaniei.